Respectiv, nu e despre cât de mult trafic ai și cât de mult vizitatori aici, pe cât de mult reușești să-i convertești. La nivel global, rata de conversie a scăzut foarte mult în ultimii ani. Știe cineva de ce? Din pricina crizei, din pricina supraaglomerării. Respectiv, sunt foarte mulți jucători pe aceleași produse. Respectiv, exact, a crescut foarte mult competiția și aglomerarea asta a făcut oamenii să intre pe mai multe site-uri. Au, într-adevăr, și criza a ajutat, în ghilimele, chestia asta, fiindcă au început să fie foarte mulți vizitatori price sensitive și au început să scaneze toate site-urile și, mă rog, motivele sunt diverse. Cert este că, în momentul de față, în România, noi ne chinuim cumva cu o rată de conversie average de 1,5%. Deci cam asta este, asta fiind cazurile fericite, 1,5%. Asta generală sau pe anumite industrie? Generală. Pe toată industria și pe toată țara, cam asta este rata de conversie. Deci aducem 100 de vizitatori, plătim la ei, la Google Ads, la nu știu ce, Facebook Ads sau ce mai folosim noi, și păstrăm doar 1%, da? Este de 98%. Da. Și astăzi o să vorbim pe baza experienței mele de vreo 6 ani doar în zona asta de online marketing și e-commerce, despre niște tips and tricks, cum am putea să ridicăm rata asta de conversie. Ca și finding, în ultimul an am reușit să triplez rata de conversie a site-ului nostru, fără să mai măresc deloc bugetul de marketing pe care l-aveam înainte. Deci cumva, dar asta este fiindcă e proverbul la rămâne, nevoia te învață. Deci, n-am mai putut să mai cheltuiesc un ban în plus, a trebuit să fac cumva să convertez. Bun. Cam ăsta este topicul de astăzi, deci practic ăsta este cuprinsul. Dacă vi se pare atrăgător, rămâneți, dacă nu, o să am o rată de conversie mai mică. O să migrați. O să am o rată de abandon. Bun, deci prima oară o să ne referim la căutări, o să aflăm și ce este acela SPI, care, ce înseamnă e. O să ne referim la segmentare, o să învățăm cumva despre segmente și care e puterea din spatele segmentării. O să vorbim despre barierele pe care le au oamenii pentru a cumpăra și pentru a converti, depinde câți oameni au legătură cu rata, cu e-commerce-ul de aici, în sală. Ok, și ceilalți pe partea de lead-uri și business to business? Da? Ok. Toate lucrurile astea se pretează identic și pe zona de rată de conversie legată de achiziții sau legată de lead-uri. Deci cumva abordarea este cam aceeași, doar că trebuie să modificăm puțin scenariile din spate. Păi am vorbit despre testare, despre branded versus non-branded search, cum optimizăm fiecare dintre aceste două canale, despre personalizare și la sfârșit o să vorbim despre microconversia. Bun, păi să începem. Bine ați venit, v-ați tot. Primul capitol este că nu toate căutările sunt egale. Spunea cineva că nu toți ne naștem la aceeași vârstă. Deci cumva a cunoaște. Ce reprezintă asta? Toți oamenii caută. Există în spatele oricărui cuvânt cheie o intenție. Dar nu întotdeauna intenția este de a converti pe. Deci de cele mai multe ori, oamenii care caută lucruri pe internet au sau nu au intenție de cumpărat. Acum o să vă arăt un studiu făcut de cei de la Google, nu se vede foarte bine. Există un tool care se numește Google Consumer Barometer, care este localizat și pe România și pe care îl recomand ca și un instrument foarte bun de a face research, nu prea este popularizat pe piața din România. În schimb, ei fac studii din 6 în 6 luni, iar aici putem vedea numărul de consumatori din România care au făcut research, da? Care au căutat pe zona de retail înainte de a face o achiziție pe online. Deci cum au folosit online ca și instrument de cercetare. Da? 73% dintre cei care au făcut o achiziție pe tehnologie au căutat înainte pe internet. 80% dintre cei care au cumpărat ceva pe Trevor au făcut căutarea asta pe search, iar din zona de financiar și real estate, 50%. Oricum, pe fiecare dintre aceste patru verticale, ce trebuie să știm este că peste jumătate dintre consumatori, dintre vizitatori, ajung să caute pe search. Deci, mai întâi fac o căutare, fac o conversie.
Cele mai spune lucrul ăsta și ce e bine să știți că toate statisticile astea se referă la populația online din România. Da? Deci în momentul în care folosiți acest instrument, e de dorit să știți că se referă la populația care este online. Da? Și iată cum arată un vizitator fără intenție de cumpărare în spate. Da? Vă amintiți, probabil că știați pe oamenii ăștia că erau și la noi în țară, din aia care vindeau periuțe de dinți. Da? Știați? Care veneau ding-dong, avem o chestie super interesantă. E, noi, pentru cei care nu au intenție de cumpărare, cam asta suntem. Fiindcă noi vrem să-i de cumpărare sau de conversie, de a genera un lead. Se referă la orice fel de acțiune pe care o vrem de la vizitatorii noștri. Da? Și suntem foarte intoxicați de toate intențiile astea. Da? Oamenii sunt foarte aglomerați. Există niște studii care spun că un om average, în momentul de față, o persoană simplă de pe pământul, de pe pământ, are, este în momentul de față țintită de către aceeași cantitate de informație cu care era aglomerat cumva George Bush, da? Primul. Deci cumva el trebuie să gestioneze la fel de multe informații. Gândiți-vă la chestia asta. Și atunci oamenii sunt foarte refractari la orice fel de mesaj din ăsta de genul cumpără, fă, drege. Bun, ce este la SPI? Păi, SPI înseamnă Search Penetration Index. Ăsta e un index pe care nu l-am văzut, deși este foarte important. Nu l-am văzut în momentul de față pe afară, pe la nimeni. El se referă la, la penetrarea pe care noi o avem în toată piața de search a cuvintelor cheie importante pentru noi. Deci dacă noi, de exemplu, suntem un site care se ocupă de, nu știu, telefonie fixă, toate căutările legate de telefonie fixă de pe Google sunt 100.000, să zicem. Din astea 100.000, 65.000 pleacă pe alte site-uri. Noi reușim să atragem 15.000 prin vizitatorii organici, da? Deci prin search-ul organic la noi pe site, și 20.000 prin vizitatori paid. Indexul ăsta se referă doar la cuvintele cheie care pe noi ne interesează. Deci dacă pe noi ne interesează cuvintele cheie A, B și C, nu luăm toate vizitele de pe site-ul nostru. Luăm cele 10 categorii, care, 10 cuvinte cheie care pentru noi înseamnă business curat. Da? Respectiv, nu știu, soluții de centrale telefonice, habar n-am, lucruri foarte specifice pentru business-ul nostru. Și apoi ne uitam frumos în tool-urile de la Google și vedem că noi avem o penetrare. Deci SPI-ul ăsta ne arată penetrarea în piața de search. Da? Și atunci... Să faci sigur, acum o oră jumătate de stat. Ce dată de SPI ca să nu există cât trebuie să fie. Ca să fie ok, ar trebui să fie 100%, ca să iei tot, dar e imposibil și atunci tool-ul ăsta te ajută să vezi cum variază eforturile tale de SEO și Search Engine Marketing. Îți poți verifica foarte ușor agenția de PPC, care ți arată foarte clar. Uite, eu ți-am adus 80.000 de vizitatori sau 15.000 sau ți-am adus. Nu mă interesează. Pe mine mă interesează vizitatorii specializați pe cuvintele mele cheie. Și atunci, dacă tu mi-arăți că totalul căutărilor din Webmaster Tools au fost 30.000 și tu mi-ai adus 300, înseamnă că am o rată de penetrare de 1%, ceea ce înseamnă puțin. Plus de asta poți să o verifici, să vezi cum variază în timp. Luna asta ai avut 300, luna următoare ai avut 500, deci sunt pe un tren ascendent și poți să le plătești la oamenii aia factura. Sau să-ți plătești angajații care au, care fac SEO sau AdWords în lograva ta. Da? Cam asta înseamnă Search Penetration Index, pentru mine este un KPI de marketing online foarte important. Pentru că poate crește piața mai mult decât am crescut eu și eu practic îmi scade SPI-ul și zic, vai ce bine, deși am mai multe vizite, dar eu nu am mai luat la fel de mult din piață. Sau viceversa, poate scade piața și scad și eu. Bun, deci ce v-am povestit mai devreme este relatat așa cumva mai aici. Noi trebuie să știm că în momentul în care calculăm SPI-ul ne referim la vizitatori care au dat și click. Deci ne asumăm în capul nostru că ceilalți care n-au intrat la noi pe site au intrat undeva, n-au abandonat căutarea. N-au zis, da, ok, nu mai intru nicăieri. Dacă toți ar fi dat click și la mine ar fi intrat 35%, zicem că la ceilalți au intrat 65%. Deci cumva lucrăm acum cu asumții, însă istoric, da, pe grafic, ne putem vedea care este variația de la lună la lună și față de luna aceeași luna anului trecut. Deci dacă SPI-ul meu în 2013 septembrie a fost de 40% și în septembrie 2012 a fost de 20%, înseamnă că sunt foarte tare că am penetrat mult mai mult, am atras mult mai mulți vizitatori care
fac search, iar vizitatorii care fac search au o intenție de cumpărare mult mai mare decât cei pe care aducem din alte medii. Vă că știți și voi. Sunt exact aia cu care sună la ușă și noi le dăm bannere, display, nu știu ce, pe alte canale. Nu au o intenție de a intra pe site-ul nostru. Bun. La capitolul ăsta SPI Search Penetration Index există probleme, situații. A înțeles toată lumea? Are cineva vreo întrebare? Acest tool de unde e accesibil? Este prin, pe contul de Google AdWords și în Analytics. Deci Google Webmaster Tools plus Google Analytics ne ajută să vedem chestia asta. Egal loc. Bun, putem trece la segmentare, da? Ce sunt segmente? Clar, specific. Din 25.000 de protestatari de la Roșia Montană, acum, Ezuia speaking, 10% sunt hipster. Ăștia sunt un segment. O asumție, nu înțeleg. Whatever. Câți la televizor zic că invers, 90% sunt hipster și restul sunt vecini. Ok. Din ăștia, deci astea sunt canalele noastre de trafic, să zicem, da? Principalele noastre canale de trafic. Protestatarii ar fi tot traficul nostru, ceilalți ar fi segmentele astea, da? Serios? Serios. Te rog. Din ăștia 10% hipster, mai avem tot felul de alte subsegmente, da? Dar din cei 90% care sunt non-hipster, avem așa, unii că sunt corporativi la costum, unii se îmbracă din Europa, asta e nu-și permit, și ceilalți se îmbracă și ei cumpăr. Deci să zicem că astea sunt subsegmente, da? Deci cumva din... Dacă am asociat chestia asta pe search, am putea să vedem că unii sunt paid search traffic, da? Deci principalele două canale de search sunt paid traffic și non-paid traffic. Graficele astea sunt de pe un site real, da? Deci, și avem, cu portocaliu avem vizite din organic, cu albastru avem vizite din AdWords. După care putem să facem subsegmente, deci să vedem cum se îmbracă aia care nu sunt hipster, respectiv. Unii vin din București, unii vin din țară, unii vin din AdWords din București, unii vin din AdWords din țară. În felul ăsta putem să segmentăm și să vedem, de fapt, la finalul lunii, câte conversii avem noi sau câte lead-uri avem noi de pe fiecare subsegment de genul ăsta. Și atunci avem mult mai mare claritate pentru că știm de unde ne vin la final bani. Da? Dincolo de vizite, o să avem în modulul de e-commerce tracking din Google Analytics, o să avem și partea asta la altă. Și o să vedem că 80% din conversiile vin din search, dintre care unele vin de acolo, din București, țară, da? Deci putem să mixăm cumva segmentele și să punem degetul pe rană. Uite, de aici vin mie, de fapt, vizitatorii și ăsta este centrul țintei mele. Cum fac să măresc? Te rog. Îmi cer scuze dacă te-am întrerupt acum, dar okay. Aș vrea să vin un pic cu modelul de atribuire, ca să-l adaug la conversația asta. Adică da. Nu vreau să... Gândim că există o singură sursă de trafic, ci o sursă de trafic principală care asistă sau nu în conversii. Mă gândesc da. Că... Na, atribuirea cel puțin... e foarte corectă, pentru că există, într-o conversie, există prima interacțiune și ultima interacțiune. Și mai există conversiile asistate, da? Deci între ele. Google a venit cu un model care se numește Attribution Model, care spune că, da, ultimul click contează și zici că, fiindcă a căutat omul pe internet, dar până atunci tu l-ai intoxicat cu bannere, tu l-ai mai adus odată pe site din social media și tot așa. E de dorit că în momentul în care vrem să fim super catolici, să ne uităm și la attribution model, respectiv la, în funcție de ce fel de produs avem, pentru că sunt produse care sunt instantanee așa, există emoțional mult acolo și omul zice că îmi cumpăr pantofii ăștia roșii și în clipa asta nu mai pot să mă abțin, dar sunt și produse în care există multă valoare adăugată, ca să iei o centrală telefonică sau habar n-am ce, nu știu ce anume asta cu centrală telefonică, orice fel de chestie super sofisticată, ai nevoie de mai multe vizite și atunci cumva poți să atribui și celorlalte canale prin care ai intrat, deci nu toți oamenii cumpără deodată, da? Fac mai multe vizite. Și e de dorit să ne uităm și la câte vizite au fost făcute pentru o tranzacție. Bun, asta este exemplu de segmentare pe search. Ele, segmentele, în schimb, se fac nu numai din sursele de trafic. Ele se fac din mai multe direcții. Ele se pot face în funcție de sursa de trafic, în funcție de comportamentul pe site, în funcție de rezultatele pe care le-am și în funcție de datele demografice. Iar ele se pot mixa între provocarea voastră,
ca și analiști, marketeri, optimizatorii, ownerii, oameni care vor să facă lucrurile mai bine cu site-ul lor, este să identificați care este mixul de segmente care pe voi vă interesează și încercați să aduceți mult mai mulți vizitatori de acolo sau să-i faceți cumva să percuteze mai bine. Trebuie să veniți pe partea bărbaților, că aici eram ca la biserică. Dar i-ați împărțit pe criteriu cum te-ai întâmplat? Nu, s-a ajutat. Alege segmentare. Ei au făcut o autosegmentare. E un lending page foarte bun. Organic. E un lending page de acolo? Se pare că nu e pare. Mai dau și un seam. Ok. Revenim. Da? Astea sunt modelele de a clasifica segmentele de trafic, da? Funcție de sursă, comportament, rezultate și demografice. Voi le puteți amesteca după cum vreți și le puteți aborda, da? Urmează în episodul următor, next on Dallas. După ce oamenii ăștia vin să zice că aveți 10.000 de vizitatori pe site-ul nostru, noi putem să ne ajustăm tonul, modul de a conversa cu ei, propunerea, call to action-ul, culoarea butonului, imaginile care susțin produsul sau fața care susține o anumită acțiune, abonarea la newsletter, înscrierea pentru a fi contactat pentru un credit, Doamne ferește. Bun. La ce ne ajută ea segmentarea asta? Am scris destul de mult aici, dar voi cred că o să... Duceți-vă pe partea bărbaților. Care acum nu mai erau ca la biserică, erau ca la biserică, apoi erau patru bărbați și aici erau toate. Asta e, asta este. Bun, deci la ce ne ajută ea segmentarea? Primul lucru este identificăm principalele segmente care aduc venituri și rezultate. Da? Să facem segmentare, zicem, băi, nouă ne vin 80% de aici, 80% de aici. Deci ăsta este tipul nostru de client. De aici vine. Vine a 5-a oară, de pe Google și este din provincie sau din oraș mai mare de nu știu cât locuitor. Noi ne putem juca cu aceste segmente tot din Google Analytics. Pe de altă parte, putem realiza sondaje, pentru că marea problemă este că oamenii nu convertesc. Asta am decis mai devreme. Da, ducem 100 de vizitatori, păstrăm unul maxim 2. Ăștia la 98 care se cară de pe site-ul nostru pot fi accesați cumva și putem afla date de la ei, astfel încât să știm ce probleme avem noi. Da? Urmează imediat. Și pe de altă parte, a treia chestiune este să ne modelăm site-ul, să ne versatilizăm site-ul, astfel încât noi să fim foarte, foarte, foarte relevanți, convingători și familiari cu acei vizitatori. Da? Să ne lăsăm doar să intre. E ca și cum am avea același mesaj cu care îi abordăm pe toți oamenii. Că sunt băbuțe care au fost învățate de nepoți sau se intre pe net, fie că sunt nepoți care intră pe net să comandă nu știu ce, noi îi tratăm pe toți la fel. Prin abordarea asta, prin segmentare, putem să îi adresăm diferit. Și cum îi adresăm diferit? Pe baza demontării barierelor. Vă mai întreb o dată. Aveți ceva de întrebat la segmentare? Te trece mai departe? Cine vrea să vorbească, să facă acum sau să tacă. Nimeni? Ok. Trecem la barieră. Cam asta ar fi un medic de familie pe care l-ați avea. Și probabil că nu l-ați vrea pe ăsta să vă trateze de ciurai. Și păstrați-l pe omul ăsta minte că vă ajută foarte mult imaginile din un LP. Mie e foarte clar. Chiar funcționează trigger-ul. În momentul în care voi nu faceți research pe vizitatorii voștri, e ca și cum vă duceți la nenea asta să vă tratați. Da? Cam așa este asocierea cu el. Pentru că asta înseamnă să facem tot felul de ipoteze și de asumții. Hai să facem așa și așa și așa. Nu. În momentul în care noi facem sondaje, începem să aflăm motive și bariere pentru care oamenii nu convertesc. Deci cam asta este abordarea corectă. Și ce fac surveyurile, de fapt?
putem să-i adresăm pe diversi vizitatori care vin de pe canalele alea, care știu noi că nu convertesc, că mă aflăm mai devreme la analiză, și să-i întrebăm. De ce ai ales să intri pe site-ul nostru și să pleci după aceea? De ce ai ales să migrezi? Care sunt motivele pentru care tu nu ai făcut ce alegere vroiam noi să facă el? Și în felul ăsta, noi nu mai stăm așa într-un glob de sticlă, în spatele unui computer și începem să aflăm informații relevante. Noi am făcut chestia asta la site-ul de asigurări și am aflat niște chestii fabuloase, care, de la care nu ne-am gândit niciodată. Ce rată de participare ai avut? Ce anume? Scuze-mă că te întreb. Ce rată de participare ai avut la survei? 5% dintre cei care așa, erau expuși. Da. Puteți să faceți cu sau fără acadea sau incentive, englezii, sondajul. Voi decideți. Dacă vreți să accelerați procesul și să aveți mai multe informații, mai multe răspunsuri, dați survey-ul cu un ceva. Dacă îmi răspund la survey-ul ăsta, primești un cadou surpriză, un voucher la următoarea comandă, un audit, bla bla, habar n-am. Lucruri care pentru ei sunt valoroase. Dacă nu, dați-l fără. Dar cadeaua asta influențează într-un fel... Piasează, da. Da. Cu siguranță afectează răspunsurile, dar dacă tu întrebi chestii foarte simple, deci nu sensibile, ca să capă la de tine să-ți dea bife, și pui o întrebare deschisă, de exemplu, nu o să stea să inventeze. Păi dacă pui întrebare deschisă, o să nebunești și să analizezi toate răspunsurile. Nu, fiindcă noi avem un tool care îți face analiză pe cuvinte cheie și care îți arată, așa ca un tag cloud, îți arată de fapt care sunt cuvintele care îți ies. De la 1000 de vizitatori, nu stai să le citești toate răspunsurile și vezi că ai o problemă cu preț, livrare, habar n-am ce alte probleme ai tu. Și vezi că cele mai mari probleme pe care tu le ai, nu merge site-ul. Nu poți să comand în Google Chrome. Asta am aflat-o noi. Chrome 26.4 nu mergea nici să-l omori. Da? Și dacă nu făceam chestia asta, nu aflam. Fiindcă Google Chrome are multe versiuni și pe una nu mergea să dai la final. La revedere. Asta este. Și am aflat-o prin survey-ul. Continuare. Survey-ul se servea aleator din când în când sau la închiderea site-ului? Se servea la închiderea site-ului. Ok. Deci eu dădeam doar oamenii care vreau că să moment, iasă de site. E cel mai împotrivit moment în care să nu vede cum a fost experiența. Da, nu exact. Și înainte, fiindcă okay. Sunt și care vreau și nu neapărat înainte, dar în mijlocul navigării. Habar n-am, poate nu și-am devenit încă task-ul. Da. Ok. Bun. Deci, practic, asta este ce putem afla. Altă chestie este că ne validează politica de achiziție de trafic, survey-ul, respectiv. Noi știm că aducem o grămadă de trafic și nu știm care, cum convertește. Cine a făcut display știe că rata de conversie este mult inferioară ratei de conversie de pe AdWords sau de pe alte medii unde există mult mai multă afinitate. Dar putem să ne validăm politica de achiziție de trafic în următorul mod. Lansăm survey-ul pe vizitatorii care vin de pe știrile protv.ro și le lansăm acolo. Și vedem că intenția de cumpărare, deci care este motivul pentru care ne vizitezi. Sau, mă rog, puneți voi întrebările, faceți voi copii în funcție de ce fel de vizitatori aveți. Și dați alternative și lăsați și o variantă deschisă. Păi te vizităm pentru că A, pentru că B, pentru că C. Unii te vor vizita că vor să cumpere, unii vor să afle informații, unii sunt așa aterizat că ei au dat click, că i-au făcut chiar la știrile ProTV cu un overlayer peste video, peste nu știu ce. Și în felul ăsta aflăm că afinitatea ta cu audiența de pe știrile ProTV sau intenția de cumpărare pentru sursa de trafic numită știrile ProTV.ro este de 8%, deci ăla e maxim. Dar tu poți să compari, ia, cum e pe Hot News, cum e pe nu știu ce. Deci în momentul ăla tu poți să faci chiar pe o rețea întreagă. Da? În momentul în care tu ai o rețea gen, nu știu... Google Display Network, de exemplu. Google Display Network, exact. Unde poți să livrezi prin remarketing. Da. E, și vezi în felul ăsta care este intenția de cumpărare și cum poți să îți ajustezi politica de achiziție de trafic. Bun. Ați înțeles toată lumea aici la survey? Iată și niște KPI-uri pe care le putem folosi. Vrei să mă întreb ceva? Nu. Iată și niște KPI-uri pe care le putem urmări prin survey. Ăsta, Visitor Satisfaction Index, ne arată nouă cât e de tare site-ul nostru, cât e de ușor de utilizat, cât e de nu știu ce și puteți să puneți și o întrebare foarte simplă. Ți-ai atins obiectivul pentru care ai
venit pe site-ul nostru? Da, nu. Ceva foarte simplu. Și o să vedem că 80% fan. Da, 90% nu. Și asta poate să varieze în timp și ne arată nouă pe baza schimbărilor, că vrem să punem un banner roșu și nu știu mai ce, pe baza schimbărilor pe care e bine să le notați istoric, eventual în Google Analytics sau un alt fel de tool de fapt de făcut tracking, în felul ăsta puteți să vedeți cum variază satisfacția vizitatorilor voștri în concordanță cu schimbările pe care le faceți pe site. Și nu doar a vizitatorilor, puteți să faceți pe toți vizitatorii sau pe vizitatorii din search sau de pe ce segment important avem noi. Celălalt KPI se referă la Customer Satisfaction Index. Respectiv, prin survey-uri le servim în e-mail la final, după ce au primit pachetul, dacă au primit, sau după ce lead-ul a fost deja transformat în sale, le întrebăm cât sunt de mulțumiți de experiența cu noi, în care putem să punem și altfel de întrebări legate de livrare, procesare, viteză, nu știu mai ce. Celălalt KPI este Purchase Intention, care e super valoros, fiindcă dacă noi vrem să avem rata de conversie 25%, dar rata la intenția de achiziție sau de ce vrem noi este de 8%, forget about it. Da? Și celălalt care este super la modă, dar e foarte bun, se numește NPS Net Promoter Score, care se referă la deschiderea unui anumit vizitator sau client de a te propaga mai departe în rețeaua lui uman. Da? Și asta o fac cei de la Booking.com, ei cred că au primit din prima oară. După ce faci o rezervare prin ei, te întreabă care sunt șansele de la 1 la 10 ca să ne recomanzi prietenilor tăi. Și chestia asta la fel o vezi cum variază în timp. Da? Pe fiecare segment și tot așa. Dar asta cere puțină muncă. Deci, dacă vreți să cumpărați trafic în continuare, faceți. Problema este că o faceți în profit cumva. Trebuie să aveți optimizare, da? Analiză și optimizare sunt vitale chestiile astea. Pentru că dacă nu le faceți, doar o să aduceți o grămadă de oameni pe site-ul vostru și o să prindeți 1, 2, 3, 4, 5, da? Deci cam asta e hiper important. Exemplele de serveri segmentate pot fi pe organic, pe AdWords. Dați drumul, le opriți, vedeți rezultatele și tot așa. Puneți întrebări și așa mai departe. Când și cum lansăm un survey, după ce a vizitat o pagină importantă pentru noi, la momentul când face acțiune relevantă pentru noi sau la momentul când vrea să iasă de pe o pagină importantă pentru noi. Da? Există un tool pe care l-am făcut în platforma asta noastră care se numește On Exit Interaction. Deci am măsurat viteza de mișcare a mouse-ului și zona prin care acesta trece și în momentul ăla este un trigger pentru a exibi un sondaj, o întrebare, un mesaj și orice vrem noi. Și să vedem, e bine să le punem la final, cum bine ai spus. Da, le-ai testat și ați ajuns la achiziția? Da, pentru că... Dar testam fiecare variantă. Nu-ți răspund, da, sau dacă vin prima oară și se trezesc cu un pop-up în ăla care te întreabă, nu știu ce, iar să zic că asta e când ești mai mult, nu uitam pe stai. Da. Dacă este un site fără să dea click pe X în dreapta, face control W. Ei tot se duc sus. Face control W. Cine face control tab a scăpat. Asta e drama lui, dar câți fac asta? Că pe desktop, ești numai așa. Majoritatea nu folosesc mouse. Da? Bun, mai departe. Cum poate să fie ăsta? De exemplu, noi la final, pe site-ul nostru marketizator.com, avem șmecheria asta, da? Și, mă rog, trebuie să vă jucați puțin și cu copiurile. Respectiv, în rata de conversie foarte important și limbajul, cuvintele pe care le folosiți. Încercați să vă jucați cumva și să testați mai multe tipuri de abordare. De exemplu, aici ne jucăm cu latura aia de apreciere despre tine însuți, în care, da, mă, sunt om de omenie, fac chestia asta pentru oamenii ăștia. Și crește foarte mult rata de răspundere la sondaje. Dacă pui pur și simplu răspunde la câteva întrebări, da, ura și tare. Păi nu, că am făcut așa ceva și aveam 1,52%. Și tu când ai spus 5... Da, dar eu am testat foarte mult. Așa. Deci trebuie să testezi mesajul până... N-am făcut split testing pe copiul de la survei. Da, ai putea face. Da. Nu, nu știu ce. Bun. Iată aici o statistică de la e-consultancy făcută exact la pe tipul ăsta de... On Exit Interaction este pe UK, făcut anul ăsta și unii trebuiau să se înregistreze înainte de a achiziționa, scrie cu grijă să vă citesc eu. Unii au avut probleme tehnice, atenție, peste jumătate dintre ea care au ieșit de pe site au avut probleme tehnice. Unii aveau probleme cu
taxele de livrare și unii cu prețul, dar mai puțin au avut probleme cu prețul, atenție, deși noi suntem orientați să dăm prețul jos rapid ca să nu mai vinde. Cea mai mare problemă o aveau cu high delivery charges. Și dintre ăștia, că nu am mai pus asta, marea majoritate aveau o problemă că nu li s-a arătat din start cât îi costă. Deci, le spui, te costă produsul 12 lei și după aia zici, stai că e 18, că ești și asta. Zici că e livrare rapidă peste tot. După aia, a, tu ești din Umulești, pare rău. Bun. Asta este un tip interesant. No amount of experimentation can ever prove me right. A single experiment can prove me wrong. Deci, testarea mea a funcționat. A văzut ceva? Ceva? Da. Suspect? Ce-a văzut? 5% din audiență. Exact. Asta înseamnă să testezi, da? Deci, până nu faci, nu poți testa. Deci, trebuie să te joci, să faci experiment, da? Am crezut că unii n-or să citească, or să sară peste. Dar nu știam. Câți dintre voi au văzut că îl cheamă pe omul ăla în fel? Bravo! Toți! Bine ai venit! De când te așteptam? Ia un loc și tu la... Nu parte da, ce aici. Nu chiar aici. Bun, deci cumva trebuie să testăm, da? Nu avem de unde să știm. Dacă eu m-aș fi gândit câți dintre oameni citesc, nu e Einstein, l-au văzut toți, mai citesc primul prenume, credeam că sunt 2%, dar uite că n-au fost. Au fost 90 ceva, bravo, felicitări, fiți atenți. Bun, ce înseamnă testarea? Conform e-consultancy.com, ăsta e un site pe care vi-l recomand, dacă vreți să mai faceți knowledge. E un site foarte tare din Marea Britanie, probabil cea mai tare sursă de informare despre marketing online din lume. Eu mi-am luat, așa ca și finding personal, din momentul în care mi-am zis că am niște ore sfinte în care doar citesc și văd ce fac alți oameni și cum se joacă ceilalți, am avut un salt fabulos în rezultatele pe care le-am luat. Deci important este să ai know-how și pe aia să faci, nu e doar să faci, să faci, să faci, să faci. Deci mai stai și acumulează. Asta așa ca și finding personal. Băieții ăștia au făcut niște studii și au văzut că rata de conversie a crescut cu aproximativ 20%. Deci site-urile care nu fac AB testing versus cele care fac AB testing. Acum nu știu ce înseamnă pentru voi 20% în plus, dar nu. Ideea este că ce se poate testa prin AB testing? Se pot testa headline-uri care să fie în concordanță cu AdID-ul. Știe cineva ce e la AdID? De la Google AdWords. Știți, nu? Da, știe toată lumea, nu? De-aia l-a ridicat din menu. Okay. AdID-ul este un ID, da? Și ID-ul ăsta se cheamă, de exemplu, am niște grupuri de AdWords, nu? Și am un ID. Grupul de AdWords în care eu spun că sunt cel mai vișiniu dintre toți jucătorii de pe piața mea, da? Și am ID-ul cu vișiniu. Și dacă eu spun vișiniu în AdID-ul ăla, și headline-ul continuă conversația, îi spune, sunt vișiniu, cel mai vișiniu, ți-aduce aminte? Și atunci eu comunic coerent, da? Nu le spun prima oară, sunt vișiniu, și după aia le spun pe site, și albastru, da? Cam asta este în mare povestea cu AdID-ul. Ce mai putem testa? Sunt culori, deci o să avem în orice platformă de AB testing, nu o să cadă în păcatul de a spune că mai e cea mai tare, dar pe orice platformă de AB testing care se respectă, o să ai un What You See is What You Get editor, prin care, fără să ai cunoștințe tehnice sau de design, o să începi să te joci. Ia să schimbi textul ăsta, să văd cum merge pe 25% din vizitatorii care vin de acolo și de acolo. Da? Și în felul ăsta, fără să ai niciun fel de cunoștință, faci astfel de ajustări și de modificări pe propriul tău site. Mai departe, putem testa imagini, putem testa diferite landing page-uri, putem testa alt fel de text, putem chiar să ne jucăm dacă vrem pe un anumit produs care pentru noi e cheie, lansează, nu știu cine, nu știu ce mare produs, putem să testăm descrierea produsului, putem să testăm headline, putem să testăm o grămadă de lucruri pe o anumită pagină, dar cele mai importante pagini de testat sunt landing page-ul, dacă avem. Cine folosește landing page-ul pentru campaniile? Sare. Haideți, ridicați mâna cei care le folosesc. Când zici landing page-uri, te referi la squeeze page-uri, nu? Da. Adică doar unice, pagini da, unice. Da, pagini unice pentru anumite campanii. Ok, și cine dintre voi folosește mai mult de 3? Și cine folosește mai mult de 10? Perfect, felicitări.
Ok. Deci cumva, pe măsură ce noi avem mai multe landing page-uri, putem să ne jucăm să vedem ce mesaje prind, da? În momentul în care avem un astfel de tool, putem să facem un landing page fără să mai plătim 30 de euro pe oră la agenția care nu știu ce. Pur și simplu avem un landing page și începem și îl facem. Păi punem un background galben, că l-aveam deja pe albastru, schimbăm o imagine, punem alte texte și ăsta este landing page. Punem pe unul o fată care zâmbește, pe unul punem un tip care sare sus, pe unul punem nu știu ce. Deci e foarte simplu, fără să mai ai skill-uri de ordin tehnic sau de design. Pur și simplu pui și tu niște code acolo și vezi cum iese. Deci din nu trebuie să faci cod HTML. Ca să vă arăt despre coerență în exprimare, avem așa. Ed-ul ăsta ne spune că 80% dintre clienții noștri economisesc 300 de lei. Landing page-ul nostru prin tool-ul ăsta spune în continuare. În momentul în care apare omul, îi spunem aici că 80% dintre clienții noștri economisesc cât o economisesc 300 de lei. Bine ați venit. Așa, ești foarte tare că te-ai așezat aici. Au venit foarte mulți oameni și stăteau, se uitau, se retrângeau. Bravo, era aici, aproape. Era liber și era aici. O fost altruiști și toți cei dinainte. Da, probabil. Nu-mi da asta. Ok, deci, practic, ideea este să dăm coerență. Să avem mai multe ad-uri care spun mai multe mesaje, înseamnă că omul ăla a dat click fiindcă a percutat la acel mesaj. Atunci păstrăm mesajul și pe landing page pe care îl pregătim pentru el. După keyword, de exemplu, noi avem așa, e-commerce conversion rate este keyword-ul nostru. Și aici avem un, asta este varianta standard. Which plan, which website, nu știu ce. Și aici ne folosim de keyword-ul respectiv, da? Deci facem pur și simplu o chestie super simplă. Ca toți vizitatorii care vin de pe keyword-ul sau X% dintre vizitatorii care vin de pe keyword-ul e-commerce conversion rate să primească un headline legat de e-commerce conversion rate pentru a fi relevant pentru el. Da? Felul ăsta. Mai departe, care sunt beneficiile de la A/B testing? Prima oară este de a avea coerență între cuvinte cheie, ad-uri și propriul tău site. Al doilea este că poți vedea ce merge și ce nu merge, doar la anumită audiență. Îl vezi pe audiența X, care înseamnă, de fapt, segmentul X, Y, Z, da? Un super beneficiu care la mine a fost fabulos. Elimini toate disputele din echipă, da? Eu vreau să facem cu bej, nu? Eu vreau să punem un câine care sare, pentru că nu știu ce. Nu mai există astfel de dispute. Chiar este mult mai incitant. Punem varianta asta și varianta cealaltă. Eu aveam niște dispute cu partenerul meu, Alexandru, care e un tip foarte willing, așa, adică în echipa, fiind cu el în echipă, am fost și eu mult mai focusat, așa. Eu fiind în spate, înainte, foarte analitic și curios și prin mixul ăsta, de fiecare dată când venea el să facem roșu, că el are o problemă cu această culoare roșie, eu ziceam, nu pune roșu, că înseamnă stop, e nu, trebuie să meargă. Și până la urmă am reușit să fac jucăria asta și atunci i-am demonstrat clar că albastru vinde mult mai bine pentru clienții noștri. Și atunci, surpriză, nu mai avem atât de mult roșu pe site. Spre satisfacția ta. Spre satisfacția mea, exact. Ai da, arătat. Exact. Bun. Următorul beneficiu este că el costă foarte puțin, AB testing-ul. Se poate face și printr-un tool de la Google, dar care necesită ceva programare în spate și nu e atât de flexibil. Și pachetele sunt așa, gratuit, X dolari, 99, 149, 349 și 10.000 de dolari, care de fapt a fost motivul pentru care a apărut această platformă. Ca Adobe Test and Target, cum am dus la ei, mi-a dus 11.000 de euro pe lună. Și am zis, oh, ok, bravo, mai vorbim. Bun, ultimul avantaj este că nu necesită skill-uri de programare sau de design. Da? Faci A/B testing cu drag and drop, tragi, dai la o parte, schimbi, ștergi, e foarte simplu. A înțeles toată lumea ce e A/B testing, cum se folosește, care e treaba, da? Putem trece mai departe. Branded versus non-branded search. Mi-aș fi dorit foarte mult să fi pus și voi întrebare, ca să mă dau și eu niște acolo, dar nimeni nu a stat. Nici unul. Nici măcar tu. E ok, asta e. It's ok. Am râs, na. Bun. Branded versus non-branded search. Ce înseamnă brandul branded search? Înseamnă că vizitatorii care aterizează pe site-ul tău caută brandul tău, brandul tău.ro, cuvânt cheie pe brandul tău.ro. De exemplu, aparate foto F64.ro. Iar, înțeleg? Adică cumva
Branding search înseamnă orice fel de cuvânt cheie, da? Orice fel de vizitator care a aterizat pe site-ul tău, punând și cuvântul cheie în motorul de căutare, înseamnă branding search. Ca și finding, eu îi bag cumva în aceeași oală pe oamenii ăștia, fiindcă sunt foarte mulți, da, știu, dar afinitatea lor cu brandul tău e foarte mare, pentru că scriu .ro acolo sau F64 sau ce mai scriu ei. Îi bag în aceeași oală când în momentul în care vreau să-i targetez. Dacă scriu .ro, dacă scriu .ro, are sens să fie asociat cu traficul direct. Dar dacă nu scriu .ro și scriu doar brandul și eventual scriu păreri de 2 lei brandul tău, atunci eu nu i-aș băga în aceeași oală. Folosim și noi strategia asta pentru campanii de remarketing și... Da. Și nu merge. Nu că merge, deci, dacă le punem separat. Trebuie să fii atent la cuvântul cheie care însoțește brandul. Alea care sunt cu .ro, într-adevăr, dacă alea sunt le asociezi cu direct. Poți să ai și păreri de 2 lei, brandul tău .ro. Tu poți doar să excluzi, da? Deci să faci la negative cumva, în momentul în care faci segmentul. Și dacă conține păreri, dar și nu conține nu știu ce, alea e branding search. De ce adaug eu și listatorii direcții aici? Pentru că obiceiurile de consum de internet în România, și nu numai, spun că oamenii care intră direct sunt la fel cu oamenii care nu intră direct și sunt obișnuiți să iau prin Google. N-ar mai lua vreodată ca să plătim noi la AdWords în continuu. Pe brand plătești puțin, nesemnificativ, da. Deci n-ar trebui să... Așa, depinde cât, ce ai face cu banii aia, dacă ai intra oamenii normal, de cu tare punctul. Ok, nu discutăm despre chestia asta. Ideea este că non-branded search sunt cei care intră pe cuvinte generaliste sau cumva cuvinte care nu conțin deloc brandul tău acolo. Ideea este că cele două categorii, cele două segmente importante, de aia am și alocat un capitol întreg, au o diferită abordare vis-a-vis de tine. Cei care caută laptopuri și aterizează pe orange.ro sunt unii, dar cei care caută laptopuri orange.ro sunt altfel, pentru că au o mult mai mare deschidere pentru site-ul Orange, da? Și atunci ei trebuie abordați diferit. Le vinzi mai scump. Ce anume? Le vinzi mai scump. Da, probabil. Ei, ideea este că avem așa. Intenția de cumpărare la branded search e mare, loialitatea e mare la non-branded search, că te-au ținut minte ei când au văzut Orange pe undeva, sau orice alt website și familiaritatea este mare de asemenea. Non-branded search, intenția de cumpărare medie, fiindcă nu este mică, deoarece nu a aterizat de prin banner pe vizit.ro. Loialitatea este mică, pentru că n-au treabă cu tine, nu te cunosc și atunci e ca și cum tu faci un cold call cumva, cum se făcea pe vremuri, iar familiaritatea nu există deloc. Da? Cum credeți că ar trebui abordați cei care intră de pe non-branded search? Care e diferența de abordare? Trebuie mai întâi să le câștigi încrederea. Ok, great. Deci pasul cel mai important este să le câștigi încrederea. Alt lucru care ar trebui făcut? Pentru a le oferi și niște servicii incluse. Dacă vinzi un produs, livrare gratuită sau... Dar deci cumva îi tratez diferit, fiindcă oamenii ăștia sunt foarte migratori, da? Adică nu-i prea poți ține foarte ușor. Și atunci tu poți, prin strategia ta de a-ți versatiliza site-ul pentru ei special, să ai altfel de abordare. Deci la branded search, ideea este să nu parazitezi cu ce mușcă e tu pe storage.ro, adică ar fi imbecil să apară ori să spună, băi, suntem în România, avem nu știu câte milioane de clienți. Nu contează, da? Omul ăla e focusat și vrea să facă chestia asta. Ideea este să-i facem experiența cât mai facilă, da? Către ce vreme să facă. Dacă deja e familiar cu site-ul tău, ideea este să-l lași să se ducă el de nebun, da? Și să-l orientezi către conversie. Ce mai poți face cu el este să-l întrebi lucruri, să faci profilul psiho-socio-demografic, da? Ca să afli cine ți este ție target. Ăștia care intră de pe branded search, ai reușit tu să vorbești cum trebuie cu ei, ai făcut să se reîntoarcă, te-au ținut minte și tot așa. Și dacă nu avem un brand care cheltuie o grămadă de bani pe outdoor și pe nu știu unde, și dacă nu avem bani să ducem la JFK și să aflăm lucruri pe care le aflăm și de pe propriul nostru site, Been There, Done That, vă recomand,
putem să facem niște amărâte din astea de server pe vizitatorii returning care vin pe branded search, da? Pe non-branded search, ideea este să înțelegi că este primul tău contract cu el. Și atunci trebuie să-i câștigi încrederea, cum bine spus, putem să-i pregătim un welcome screen și să testăm. Nu spun că merge la toți, dar la unii merge. Da? Să-i pregătim un welcome screen în care îl salut. Nu mai pot să uită la cele 50 de opțiuni de pe homepage, la cele 2, maxim 3 de pe landing page, ci îi canalizez privirea, îi iau toată atenția pe aspectul care pentru mine e unic, da? USP-ul pe care noi îl avem. Eu sunt mai verde decât toată lumea. Asta este. Asta este cel mai important lucru pe care eu îl vreau de la tine. Ține minte chestia asta pentru... pentru că ăla e momentul în care tu ai șansa asta de a vorbi cu el odată și îi inserezi o sămânță. Eu sunt cel mai verde sau eu am la livrare gratuită noaptea de 24 din 24. Am, care este diferențiatorul meu? Și dacă nu avem niciun diferențiator, este cazul să facem unul. Da? Deci dacă noi nu avem nicio plus valoare, dacă nu ne diferențiem cu nimic, o să avem rezultate average, cu siguranță. Vă dau un scris, oricum. Da? Deci faceți, diferențiați-vă cumva. Și ce alt lucru putem să facem este să testăm un on-exit interaction respectiv. Dacă tu te-am convins să faci chestia asta, cum primești lucrul ăsta la altă? Da? Deci putem să testăm diferite mesaje de final. Fiindcă între 70 și 96% dintre vizitatorii pe care noi îi avem nu vor mai reveni niciodată. E șansa unică. Ăla e momentul. Dacă spunem ceva cum trebuie, mai putem agăța. Dacă nu, nu mai avem niciun fel de șansă. Deci cumva, în momentul în care ai plătit pe AdWords, pe nu știu ce ai fi plătit tu, ca vizitatorul ăla să ajungă acolo și ai plătit hosting și nu știu mai ce, măcar încearcă-ți ultimul bullet pe care îl mai ai. Da? Și chestia asta o puteți face prin jucăria asta, care se numește un exit interaction. Asta e un exemplu de welcome screen, prin care băieții ăștia de la Native One se dau simpatici, da? Și spun care este USP-ul lor. We are funding independent winemakers, da? Deci noi suntem din ăștia, mai pe zona asta socială, sprijinim producători independenți de vin. Și asta îți spun ei de prima oară când intri pe site. Dacă nu vrei să faci chestia asta, să dea și un voucher că ești prima oară la ei pe site și nu îți spun chestia asta, treci mai departe la beautiful site. Da? Ăsta este un clip pe care noi l-am folosit. Zit acum Ezuia Scripting se folosește pentru toți clienții noi. Da? Săraca domnișoară aia... E hiper folosit. A, e stomatovară, e consentă, este peste tot. Așa este, este cheap, that's why. Nu pot dea. N-aveți o colegă drăguță să faci o poză? Avem, chiar a făcut, dar nu... Dar nu era așa, este... E folosit în altă parte. Ok, ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în chestia asta? Dintre cei care au ajuns până la capăt, că doar ăstora care ajungeau și vedeau tarife, nu știu ce, dintre cei care au ajuns până la capăt am mai reușit să mai prindem încă 5%, da? Dintre aia care vreau să iasă. A, deci asta ți-a părea pe parcursul... La final. Deci tu ai, e momentul cheie când tu vrei să ieși de pe site, da? N-ai, nu te-am convins cu ce te-am convins eu. Și la final, ăsta e produsul meu. RCA e, poate pentru alții merge altceva. Voucher la următoarea achiziție, bla bla, puteți testa o grămadă de lucruri. Ideea e că dacă noi avem o marjă, dacă vorbim de e-commerce și uităm la adâncime, de 50 de lei, putem să dăm 60 de lei, 70 de lei. Pentru că dacă ne uităm și la lifetime value și știm că noi pe un an o să câștigăm de pe urma unui client nou 100 de lei și dacă noi ne permitem că așa avem buget, putem să facem achiziție de clienți, inițial, dându-i un cadou, un voucher, un orice fel de lucru. Deci ideea este să aveți și un fel de creativitate pe business și să puteți să-l agățați cu ceva relevant pentru el. Ascult. Am și o întrebare. Zic că nu eram client nou. Eram client vechi, dar acum pe 6 luni am făcut orice în altă parte. Și tădeam din chestia asta că sunt client nou. Mă verificați în bază de dată, tădeați voi să am făcut orice acum 6 luni și cum puneam reducerea sau mai puneam, ce mi-e explicat? Eu aici mă folosesc și de datele pe care le folosesc un segment avansat. Deci, practic, trebuie să completez mai întâi push, da, pentru că și voi, dacă aveți site-uri de orice, puteți să trimiteți ca și push
toate datele pe care voi le aveți, deci dincolo de cookie-ul acelui vizitator, își are instalat Windows-ul, tu, Andrei, mi-ai zis că sunt mulți care nu mai au cookie-uri foarte valide, după 6 luni sau cât ai zis, cam așa, dar eu, dincolo de datele despre cookie-ului, am date istorice. A mai fost omul ăsta vreodată la mine baza de date, a mai cumpărat ceva acum 3 ani, și atunci mixez segmentele și pe baza rezultatelor pe care le-am mai. Bun. Ai ceva de întrebat la branded versus non-branded search? Vrei să bei apă sau ducem? Nu, era doar un survey, nu. Ok, trecem la partea de personalizare. Pe 29 august, deci 3 săptămâni de atunci, 94% dintre companii au declarat că personalizarea este critică succesului lor cu reci viitor. Asta e traducerea mea, am făcut-o rapid, ne îndesc una mult mai bine, dar v-ați prins voi, care este chestia. Este critică, da. Este critică, exact. Bun, ce înseamnă personalizarea? Deci, în funcție de cine este vizitatorul respectiv și ce informații avem despre el, îi lansăm un fel de versiune de site. Da? Deci, noi ne putem folosi de toate segmentele pe care le avem și toate informațiile pe care noi le avem ca să-i dăm omului personalizare, da? Să știm că este relevant. În cazul nostru, știam că avem bărbați sau femei și am făcut o chestie foarte simplă. A micșorat rata de abandon, chestia asta. Este super simplu. Deci până nu testați, nu știți, da? Dacă este să sintetizez toată predica de astăzi, dragii mei, aș putea să vă spun că trebuie să testați, să vă bazați pe date, da? Ați văzut ce și nu merge și ce nu merge, faceți mai departe. Nu ați testat, nu știți, aveți o singură variantă. E o singură, ca și mai avea o singură poezie cu care vrei să aveți toate felurile. Bun. Asta este personalizarea. Aia era în funcție de sex, date pe care noi deja le aveam în baza de date. Astea sunt personalizări în funcție de ori. Asta poate să fie în funcție de livrare, da? Deci noi avem tot felul de jucării pe care voi le puteți testa. De exemplu, asta este o interacțiune bazată pe cronometru, pe timing, da? Noi știm că avem livrare până la ora 5 și la ora 4 îi spunem că mai ai 59 de minute ca să primești produsul astăzi, sau mâine, sau când știm noi. Deci, ideea este că asta creează ceea ce se numește scarcity, raritate. Da? Există un băiat, îmi place foarte mult de el, se numește Cialdini, a făcut un... Așa este povestea despre el, că a stat 3 ani și a avut o felul de joburi care țineau foarte mult de vânzări și de persoasiune și a scris o carte care se numește 6 principii ale influenței și persoasiunii. Da? Și ăsta a avut joburi de vânzător de mașini, insurance, bine, de droguri. Nu, de droguri, da. Pește. Suntem ok. Recuperator. Deci tipul ăsta a avut research-ul ăsta, a făcut research-ul ăsta vreo 3 ani de zile și a aflat că sunt 6 principii mari și late care pe care le poți folosi ca să convingi pe cineva să ia o anumită decizie de achiziție. Da? Aceste 6 principii, unul dintre ele se referă la această raritate sau teama de a nu pierde ocazia. Da? Avem în stoc, avem 825 în stoc. Bravo! Ultima de pe stoc. Aha. Ultima rochiță de la H&M. Sau... Da? Surprise! Adică îți cam vine să o iei, nu? În momentul ăla. Adică poți influența decizia. Alte principii se referă la reciprocitate, da? Respectiv, dacă eu sunt într-un fel și tu vei fi în acel fel cu mine, da? Deci un soi de empatie, da? A ști despre unde vine respectivul. Și asta, de exemplu, noi avem niște interacțiuni pe care le putem lansa ca și trigger în funcție de temperatură sau de starea vremii, da? Și asta am folosit-o și o folosim și în iarna asta cu Winterman. În momentul în care ningea, deci au lansat așa, în toate orașele în care ninge, noi fiind vânzând schiuri, o să lansăm această interacțiune, care se referă la mediul din care respectivul ne accesează, da? Și atunci dorința omului de a cumpăra schiuri a fost și amplificată de faptul că ninge, tu chiar știai că ninge afară, și în momentul ăla au crescut foarte mult șansele ca omul să cumpere schiurile pe care și le dorea. Alte
trigere din astea pe care le putem folosi pe baza principiilor lui Cialdini ar fi autoritatea, respectiv Ilie Năstase, care îți dă banii la bancomatul BRD, așa, nu știu dacă l-ați văzut, da? Autoritate, Ilie Năstase, care atât de public, nu știu ce, își face endorsement pentru BRD. Dacă putem face chestia asta, bine. Dacă nu, nu. Contează foarte mult ce fel de produs vindeți, da? Ca să folosiți persoane care au autoritatea, cunoașterea. Deci, cumva, noi am folosit, de exemplu, pe Titi Aur acum un an și a fost foarte bine pentru noi. Omul ăsta avea o imagine foarte bună și e bine și să vedeți și cu cine vă asociați, că mai sunt o felul de omuleți care nu au imagine, care să vă ajute bani în comuncă. Deci, în momentul în care noi l-am folosit pe el și am făcut cu el un curs de conducere defensivă și l-am numit noi cursul care îți poate salva viața sau nu știu ce eroare am fost atunci, a reușit să contracarăm oferta concurenței respective MA, care vinseră cu tam-tam și cu super reduceri pe piață, da? Și în momentul de față, de atunci, migrația noastră a fost zero, ba din contra, cu creștere, deși prețul nostru era mai prost decât al lor. Dar asta a însemnat cumva să te folosești de pârghiile astea. După care, alte lucruri sunt simpatia, respectiv dacă ești simpatic, am cumpăr de la tine, cine mai e fundeacă, dar îmi place de tine. Deci dacă site-ul vostru nu are o pagină despre noi, standard, suntem și 40 pe 2008 și suntem o echipă orientată pe succes, șef, ați pierdut-o. Dacă, în schimb, pe pagina voastră despre noi, sunt, măcar vă puneți poze, spuneți că voi nu știu ce și deveniți cumva simpatici, pentru că oamenii au marea problemă online, nu este că sunt mulți jucători pe piață, de fapt, și că fură de la concurență. Marea problemă e offline. Oamenii nu au habitul ăsta de a cumpăra online pentru că nu au încredere în online. Și atunci marea voastră provocare este să deveniți mult mai transparenți și mai simpatici, să vadă oamenii că nu sunt niște mașinării acolo, în spate, care lucrează, care le iau banii de pe card, poate îi și fură, cine știe. Deci provocarea voastră este să deveniți simpatici și să arătați că sunt niște oameni în spatele întregului business. Da? Alt principiu, cum folosiți chestia asta? Pe pagina About Us, Contact, mesajele pe care le puteți pune acolo, butoanele de call to action, da? Deci una este să spui cumpăr acum, spun toți, sau una este să spui pe butonul de call to action îmbracă-te extraordinar sau habar n-am ce, te scânt. Apasă. Aici, exact. Apasă aici, click here. Da. Deci puteți să vă jucați și cu lucrurile astea. Sau când a apărut iPhone, fii printre primii cu iPhone 6, 5, cât era. Da? Adică vă puteți juca exact pe anumite produse sau pagini specifice cu texte. Bun, au ratat vreun principiu din ăla. Ai zis 5, ai zis 4. Social proof. Da? Altul este social proof, de respectiv dovada socială, care merge fabulos. Da? Testimonialele au fost pentru mine calul troian. Deci, din momentul în care am început să lansez testimonialele localizate, a fost incredibil. Deci, aveam vizitatori din Brașov, le puneam Piața Sfatului, le puneam un nenică din ăsta care era șofer și care spunea, am cumpărat de la băieții ăștia, merge și internetul. Bac. Absolut fabulos. Deci aveam o rată de conversie de 0,8 pe Brașov și am ajuns la 2, ceva. Nu mai dau dată. Dar, ca idee, funcționează foarte, foarte bine testimonial, da? Pentru că depinde foarte mult de produsul pe care îl aveți. Însă, dacă aveți testimoniale pe care le puneți pe pagina de coș exact de momentul ăla sensibil, dacă vorbim de comerț electronic sau orice alt moment sensibil, pagina în care îți dai datele ca să faci un lead, pagina în care vrei să te abonezi la newsletter. Una e să ai o pagină de abonare standard și una este să spui 14.000 de clienți sau 14.000 de abonați se bucură zilnic de update-urile noastre. Sau să pui pe cineva care să spună citesc în fiecare joi. Incredibil, nu știu ce. Că vă puteți juca cu lucrurile astea și culmea nu trebuie să mințiți. Puteți pur și simplu să luați. Dacă luați părerile clienților sau abonaților sau dacă faceți survey-urile astea, o să aveți o grămadă de materiale pe care le puteți folosi. Pentru că un marketer își dă seama la PIB dacă testimonialul ăsta e făcut în spate sau dacă e pe bune. Da? Noi, de exemplu, am avut o doamnă care ne-a spart complet, o mămică din asta, care avea născuse, avea un copil de o lună și trebuia să se ducă cu mașina să se plimbe pentru diverse chestii. Și nu avea RCA.
suna că ne-a descoperit și că îi se pare incredibil și că îi place mult de tot de noi, că n-au mai trebuit să ducă să ia și lapte și nu știu ce, să se ducă la colț, la sirom, să nu știu ce, și am venit noi direct la ea acasă. Testimonialul ăsta n-avea cum să fie inventat. Pentru că nu ai cum să fii atât de creativ în halul ăsta încât să povestești tu diverse lucruri. Ei, nu. Eu sigur sunt care sunt așa creativi, dar probabil că nu fac asta. Poate. S-ar putea, nu ca știu. Că... Ideea este că să creezi un context atât de specific unui om, o fi. Nu știu, dar oricum e mult mai bine să folosești părere clară. Care mai fie și mai fotografie, mai nu știu ce. Mai neajuns, un mic, dar neglijabil. Da, exact. Funcționează foarte, foarte bine. Mai era vreun... principii din ăsta pe care l-a ratat, ca autoritate, nu mai e niciun. 6. Cazul în care l-ați notat. Bravo. Dacă nu, căutați și Aldini. Câi Aldini. Bun. Cum se poate face personalizarea? Deci astea sunt toate lucrurile pe care le puteți folosi. Și puteți să faceți combinații, mixuri între ele. Da? Tipul de device, desktop, tabletă, nu știu ce. Cei care folosesc iOS sunt mai disteți și știu că noi le dăm cele mai tari produse. Habar, puteți să faceți jucării asta, da? În funcție de rezoluție, ăsta de fapt responsive design este un fel de urmare, vine ca urmare a personalizării. De fapt despre asta e vorba, să fie adaptat modului în care device-ul instalatorului tău se comportă. Locație. Poate să fie regiune, poate să fie județ, poate să fie localitate, poate să fie țară, da? Sau poate să fie continent. Da? Puteți juca cu lucrurile astea. Respectiv să dați testimoniale din orașul urlați, este fabulos, credeți-mă. O să vi se pară incredibil cum funcționează orașul ăsta urlați sau oricare alt oraș. Gândiți-vă deodată că spuneți, livrăm gratuit în urlați, acum, oricând, sau livrare, nu știu cum în urlați. Ești de acolo, ești pentru el, că el e de urlățean. Da? Asta caută. Nu știe dacă și pentru el se poate, că abia a dat cu nasul de internet. Și tu, bro, deodată îi povestești lui ca urlățean cum poate să cumpere de pe site-ul tău. Și dacă ai dat-o în bară pe asta... Da? Mai departe, vremea, da, sărit în orac, nu știu ce, temperatura în grade Celsius, cum au făcut cei de la Orange, dacă știți de chestia asta s-au folosit, la grau peste 30 de grade, nu știu ce, turul ăsta puteți face și voi chestia asta. Comportamentul anterior, o chestie foarte tare vis-a-vis de comportamentul anterior, este să-i targetați pe cei care știți că sunt power users. Exact ce fac cei din magazinele astea de luxury, whatever, când vine doamna aia care a cumpărat a 14-a oară o blană, nu știu cum, luați loc, poftiți, intrați aici în camera asta, pe canapea, să vă arătăm ultimele chestii, da? E, exact asta puteți să faceți și voi, pentru că în momentul în care aveți un vizitator care a cumpărat de peste 5.000 de lei sau a făcut nu știu ce fel de chestii la voi pe site-ul vostru, puteți să-l abordați total diferit, respectiv. Puteți să-i dați chat assistance. Câți dintre voi au chestia asta de asistență prin chat pe site-urile lor? 3, 4, 5, 7, ok. Suntem doar 5%. Bravo! Ideea este că chat assistance-ul și noi l-am folosit și era foarte solicitant. Erau mulți care întrebau porcării sau prostii și ne consumau foarte mult din timp. Și atunci am zis, ok, hai să facem un script prin care să le dăm asistență pe chat doar lor care au mașini super scumpe sau la care ne amortizăm foarte ușor timpul ăla pierdut acolo. Și în loc să mai dăm la și de mii de oameni chat assistant, dăm doar la cei care sunt într-o anumită categorie de return pentru noi. Că altfel este să vinzi un apartament ce laptop de 5.000 de lei și alt return ai și alta este să stea unul pe chat cu tine că vrea să-și ia o tastatură de 486. Vintage. Se poate întâmpla. În felul ăsta cumva personalizați site-ul vostru doar pentru cei care intră de pe acel segment. Deci, fie a cumpărat, a făcut ceva pe site. Calendar. Este Sfântul Ion și el bala acolo. Cum te cheamă? Ion nu știu cum. Ta-da!
surle, trâmbițe, mai asta, nu asta la altă, vrei să nu te înveți, whatever, poți să te joci oricât, în funcție de nume și de context, da? Pentru că momentul ăla este un moment super favorabil, dar poate să fie Crăciun, poate să fie nu știu ce, poate să fie nu știu ce, puteți să vindeți cadouri online și să vină Valentine's Day și puteți să-i spuneți altceva, da? Adică să nu lăsați să meargă pur și simplu prin algoritmul vostru de cifre, produse sau nu știu mai cifre de pagini. Oră, mai sunt X minute pentru a primi produsul azi la Valentine's Day, cuvântul cheie, da? Puteți să puneți chiar cuvântul cheie, livrăm sau facem sau dregem keyword în Siri, da? Deci putem să ne jucăm cu lucrurile astea, să fim hiperfamiliari cu el. Atenție, personalizarea nu trebuie să fie făcută Big Brother-ian, da? Deci să nu fie, unde știi asta despre mine și asta la altă, da? Deci nu, știm despre tine, că ne accesezi, de pe Mozilla, că este nu știu, că ne-am gândit 14 ore, că ai făcut aia și cu aia la altă. Știi că te-ai uitat la laptopul ăla, dar nu l-ai luat, știi și că nu știu mai cum. Da? Deci cumva să fim prudenți cu personalizarea, fiindcă oamenii sunt destul de tricky. În România, schimbe mult mai bine decât în UK și în alte state, în care privacy nu e o problemă. Bun, sursa de trafic, istoricul, a venit de 4 ori și nu a cumpărat și whatever, ce a făcut el pe site-ul nostru, sau pagina accesată. A intrat pe produse foarte scumpe și ăștia sunt de fapt ca la Pareto. 20-80. Aia care ți, dacă ai produse, nu vinzi chestii totul la 9,99 sau cum sunt magazinele alea, și vinzi chestii care au preț diferit, tu poți să-i adresezi doar pe cei care intră pe produse foarte scumpe. Bun, aici la personalizare are cineva ceva de spus, de comentat, de întrebat? La locația geografică, cu ce le luați cu acuratețe? Că am văzut tot felul de neapunită, mai ales chiar și la Deștea Marge, în Burkin, sunt în tot la Vladimirescu, în nu știu oraș. România are o problemă cu alocarea asta, de ce? Fiindcă angajatul de la RDS, când este sunat de la alt angajat de la RDS, din ea și spune, bă, nu mai am IP-uri. Ăsta zice, ia-mă niște IP-uri de la mine, că eu sunt din Galați, sunt complet. Asta e problema specifică. Noi ne-am uitat de ce există această problemă. Deci acuratețea bazelor de date cu IP-uri pe România este de 85%. Ce am făcut noi? Am validat toate chestiile astea. Noi avem 1.000.000 de vizitatori. Deci atât avem noi în fiecare an. 1.000.000 de vizitatori care ne spun că au mașina X și că sunt din Galați. Și că numărul lor de matriculare e GL14TRL. Și în momentul în care aveam matching-uri de toate astea, trebuie să spuneam, ok, IP-ul ăsta e din Galați. Și atunci am validat baza asta de date și avem o acuratețe mult mai mare. Nu avem 100%, că evident nu au intrat toți vizitatorii de pe site-ul nostru. Dar am folosit această filtrare și în felul ăsta avem o bază de date cu acuratețe mult mai bună pe România decât are oricine care n-a făcut chestia asta sau care nu o poate face. Și vremea? Și vremea la fel. De unde e vremea? Sunt servicii cu care eu validez CT-ul meu, din IP-ul meu și cu CT-ul de care îmi zice ăla de la CRM, Underground. Și dacă e chiar așa, eu îi afișez vremea, dacă nu, nu-l bag în filtrarea aia. Înțeles? Ok, alte întrebări la personalizare mai sunt. Ideea este să fiți foarte creativi, adică să nu stați așa degeaba, să testați și să vedeți cum vă puteți juca cu lucrurile astea. Că ele sunt ca niște, nu știu, e ca un topor. E foarte tare toporul, să faci cu el, să tai lemne, să faci căldură în casă, dar poți să spargi și chestii care nu trebuie, da? Ce un instrument pe care e bine să-l folosiți cu cap. Iată, ai venit exact la final. Bine ai venit. Ok, deci, practic, personalizarea în cheiatru nu mai are nimic, nimeni de zis. Da? Ai vreo întrebare la personalizare sau ai înțeles? Ok. Nu care au fost rezultatele, cam asta e întrebarea. Rezultatele sunt mult mai bune cu personalizarea. Ok. Microconvertește. E ultimul și a scăpat de mine și gata. Și eu de voi. Da. A fost în regulă, crede-mă. E bine. E mai bine să faci ceva imperfect decât să faci nimic perfect. Da? Sunt mega de acord cu chestia asta, da? Pentru că
Noi avem așa o latență de asta, un fel de amânare. O să fac și aia când nu știu ce, o să mă apuc de sală, o să mă nu știu ce, nu o să mai mănânc după ora 6 seara. Poate și tot amânăm chestiile astea. E, ideea este că până la momentul, în momentul care tu te apuci de ceva, asta e un finding pe care am făcut pe propria mea ființă. Mi-am propus o dată, acum două veri, să mă duc la 5 dimineața să văd o grămadă de răsărituri și să mă duc în parc. Zero. Exact. Și m-am dus. Și tehnica mea asta, așa, pe lângă subiect că mai avem timp, a fost următoarea. Fiecare zi în care nu te duci acolo, Valentin, vei plăti 100 de lei la primul om care ți se încale când ieși pe stradă. După 200 de lei a fost foarte greu să nu mai fac chestia asta. Pentru că, mă rog, a trebuit să fiu și eu, sincer, pune să nu fiu, hai, lasă. Azi nu se pune, a fost în zi, nu știu ce. Deci ideea e să fii și strong-willing. Dar amânarea este marea bubă, cel mai mare, după mine, cel mai mare dușman al oamenilor care se prind ce trebuie făcut. Da, nu fac, că o să facă cândva. Ideea că acel moment nu va veni niciodată, mâine. E, ce înseamnă microconversii și cum poți face microconversii? Ideea e că dacă tot tu ai adus vizitatorii ăla, 100 de vizitatori, 1000 sau 10.000 și ai plătit banii și nu știu ce, ideea este să te apuci, să încerci să-i convertești cumva. Deci, primul pas pentru a face microconversii este să aduci valoare acelui vizitator. Oricum mai faci. Pe unii poți doar să-i întreb, nu vrei să-mi dai și mie mail-ul tău? Da, da, sigur. Abia aștept să mai stau să mai completez, am 1000 oară e-mail-ul meu. E, șmecheria este să-i dai ceva valoros, pe care îl valorizează. Și ce valorizează el, depinde de contextul din care vine, da? Și depinde foarte mult de intenția pe care o are. Nu o să puteți să luați din 100.000 de vizitatori 100.000 de mail-uri. În schimb, o să puteți lua mult mai multe mail-uri. Odată, dacă îi întrebați, deci primul pas este să îi întrebați, da? Deci să le cereți lucrul ăsta. Și al doilea pas este să le dați ceva valoros în schimb. În cazul de față, băieții ăștia, îmi cheamă, ce au folosit aici? Odată au folosit voucherul ăsta când te înregistrezi, după care ți-ai zis cât este de safe, ți-au băgat acolo markere de încredere, Norton, bla bla, da? Și după care îți folosesc un fel de conversație legată de emoții. Deci emoțiile sunt foarte importante. Enjoy exclusive offers doar pentru tine, nu știu ce. Deci trebuie să vă jucați cu copiul foarte mult, da? Și momentul în care cereți e-mail-ul este la fel de important. Dacă cereți e-mail-ul ăla care am intrat de pe prima pagină, cum fac foarte multe magazine, cine a terminat ăsta, o chiuvetă. Am ajuns acolo și mi-a dat un pop-up. Abonează-te ca să nu știu ce. Și m-am dus. Vroiam chiuvetă, bench, că așa era bucătăria și mi-a zis nevastra că nu mă mai primește fără să fie în ton cu nu știu ce. Bun, du-te și vezi. Aveau filtre pe culoare. Bravo, ce tare. Bag un filtru, mi se încarcă iar pop-up. Mai bag nu știu ce, încă un pop-up. Oricând, de fiecare dată eu primeam pop-up ăla să mă abonez. Ce-am făcut? Evident că n-am mai cumpărat de la ei. Pur și simplu, chiar dacă erau singurii care îmi dăduseră filtrul de beș. Asta este, am amendat, fiindcă nu se poate așa ceva să mă agreseze în halul ăsta, da? Deci cumva e bine să vă ajustați cumva momentul ăsta în care cereți e-mail-ul să fie unul foarte benefic. De exemplu, momentul în care vor să se care de pe pagina ta, n-au plecat de pe pagina de shopping sau ce pagină valoroasă aveați voi și voi le spuneți că dacă îți dau e-mail-ul, nu știu ce. Mai am aici un exemplu de la Kissmetrics. Targetul lor sunt oameni care se ocupă de analytics și au venit de pe social media. Bun. Deci canalul de segmentul pe care îl accesează sunt de-aia care au venit de pe Facebook, LinkedIn și nu știu mai ce. Iar momentul când îți arată este ăla în care tu vrei să pleci de pe site-ul lor și știu, da? Că nu ești abonat la el. La ei pe site. Deci toți cei care nu erau abonați de la Kissmetrics și au venit de pe social media, au primit culmea un case study chiar de pe social media. Pentru că dacă nu ai de pe search, culmea, primeai alt case study. Și asta înseamnă să fii cumva atent la microconversii și să înțelegi că nu toți vor cumpăra așa, deodată. Iar eu sunt fan în media, da?
al meu. Eu am această bază de date și am eu contact direct cu ea. Pot să o targetez după aia prin custom audiences, de exemplu, la Facebook. Folosește cineva șmecheria asta? Custom audiences. Ok, te-am văzut. Custom audiences ce înseamnă? Ți-ai, ai o bază de date de e-mail-uri pe care le-ai strâns tu și tu știi că ăștia au o relație cu tine și sunt, pot fi targetați. Dacă tu trimitem e-mail-uri 5 pe săptămână sau așa și vedem că ei nu se activează, putem să continuăm chestia asta. Sau puteți folosi în custom audiences și să avem un buget mic, deci nu mai dai spread ad-uri pentru Facebook, o încărcăm acolo la Facebook, iar cei de la Facebook, în momentul în care prind un e-mail, un user care e registrat cu e-mailul pe care tu l-ai dat, îi livrează o anumită reclamă pe care tu vrei să o livrezi. Și în felul ăsta tu îi targetezi exact pe aia în momentul respectiv. Deci cumva, în felul ăsta, îți și minimizezi costurile, și activezi baza de date și te și adresezi oamenilor care chiar sunt aproape de achiziție. Bun. Mai rândește. Suntem ok. Păi, la final, o să vă dau așa niște concluzii legate de cum arată site-ul vostru. E exact ca și cum vă duce la fântână cu găleata asta îngăurită, da? Deci, odată dacă nu știm de ce pleacă oamenii care nu convertesc, nu avem orice fel de modalități prin care aflăm chestia asta. Modalitatea mea preferată e a-i întreba. Poate voi puteți să faceți research, să vă duceți la... sau să folosiți date de la... din Marea Britanie sau de la alții care folosesc cucuri de genul ăsta, dar voi puteți să folosiți exact pe audiența voastră, știți că aveți problemele astea, ale voastre, ale site-ului vostru specific, da? Alt lucru pe care îl faceți este să nu aveți AB testing, da? Deci să nu știți așa merge sau așa. Alt lucru pe care puteți face slab sau deloc este să nu personalizați. Duceți-vă aminte, 94% dintre companiile intervievate au spus că e critic să personalizeze. Da? Asta este trendul în momentul de față. Ultimul este, fără să ai cârlige, să încerci să prinzi așa, ca atunci când te duci și mături, cu grebla, dai prima oară în culpi, cine a trăit la țară știe. Dai prima oară cu grebla și după aia dai cu măturoi din ăla mai fin așa. Ideea este că măturoiul ăsta, este exact cucul ăsta în care ai luat ce ai putut prima oară din prima și pe aia ultimul glonț e ăsta. Vezi cum îi aveți cu ultima ofertă. Lead scoring, ce înseamnă lead scoring? Ca să mai umplem timpul. Lead scoring înseamnă că ai 100 de vizitatori, dar ei se află în anumiți pași ai procesului de achiziție sau de conversie ce vei. Și noi dăm niște punctaje. Deci noi îi notăm cookie-ul respectiv. Și știm că ăsta a intrat prima oară pe site-ul meu, după care a intrat pe mai mult de 3 pagini, dăm 10 puncte. A intrat pe... a stat peste 10 minute, a văzut un produs de peste 1000 de lei sau nu știu ce fel de acțiune. A ajuns în coș, în pagina de coș. Wow, ce tare! Deci dăm mai multe puncte. S-a înscris la newsletter. S-a înscris la newsletter și a... și încercat să cumpere, dar a anulat comanda. Și tot așa. Și în momentul în care avem scorurile astea, vrem, de exemplu, să-i accesăm printr-o campanie de e-mailing doar pe cei care au între 45 și 70 de puncte, de exemplu. Și în felul ăsta știm că e audiență foarte aproape de cumpărare. Sau din contră, doar pe ea care sunt între 90 și 100. Și în felul ăsta segmentez pe modelul ăsta, între la ce pas se află vizitatorul respectiv. Sau power user, s-au cumpărat de 10 ori peste 5.000 de lei. Bun. Fără strategie de atragere de e-mail-uri, deci da, e-mail-urile sunt on media. După mine sunt fan, baze de date proprii pe care le puteți după aceea adresa automat. Ce înseamnă adresare de mailing automat? A intrat pe coș și tu ai capturat e-mail-ul. Și fac AB sau MVT, multivariate test. Îi trimit 3 e-mail-uri. 1. Sunt Georgeta Istodor. Am văzut că a intrat pe pagina de coș. Este vreo problemă? Sună-mă acum la nu știu ce. Sau clic aici ca să whatever. Altă variantă, B-ul. Am văzut că a intrat pe pagina de coș și a ieșit. Dacă tu cumperi acum, îți dau livrare gratuită, bla bla. Sau îți mai dau un cadou surpriză, varianta C. Și dintre astea trei, văd cum funcționează. A, B, C, o să aibă și ele niște ponderi. Dacă câștigătorii A, îl las mai departe. Și asta este strategia mea. Pentru cei care nu au
percuta la niciuna dintre A, B și C, îl bag într-un alt segment și vin cu o altă chestie. Da? Și eu notez tot timpul toate lucrurile pe care omul ăsta le face pe site și în felul ăsta pot să fiu, să port o conversație. Deci, de fapt, strategia asta de atragere a mail-ului, strategia de mailing automat, este de fapt o muncă de concepție în care eu stau în spate și încep și programez anumite scenarii. Cum aș conversa cu toți vizitatorii care au intrat pe coș și n-au făcut chestia asta la mine. Da? Cam asta ar fi sintetic partea asta de mailing automat. Deci, pentru fiecare pas în care se află clientul, noi venim și îi spunem ceva. Hei, nu știu ce și nu știu cum. Numere, nu știu ce și nu știu cum. Îi spunem X, Y, Z și tot așa. Practic, mailingul ăsta automat poate să fie și la coșuri abandonate, dar poate să fie și la alte momente în care au văzut un super produs care pentru voi e foarte important. De exemplu, sunt clienți de-ai noștri care fac distribuție de mobilă. De exemplu. Și la ei o vânzare de mobilă este pe segmentul business to business și o vânzare de mobilă înseamnă 4.000 de euro și iau 3.000 de vizitatori pe lună. Dar la ei contează foarte mult fiecare vizitator și atunci pentru fiecare dintre ei contează foarte mult ce fac pentru el. Bun, deci cam ăsta este site-ul vostru fără toate chestiile astea. Acum, ultima propunere este să zâmbiți și voi mai des când intrați în Google Analytics. Asta e oferta noastră, e mea și echipei noastre marketizator sau marketizator pe românești, așa. Ideea este că dacă folosiți codul ăsta PRUBETA pe marketizator.com o să primiți o lună gratuit din partea noastră plus asistență la pachet în cazul în care aveți nevoie, da? Pentru care vreți să măriți rata de conversie a unui site. PRUBETA de la Public Beta. Spuneți-mi dacă mai aveți întrebări. De ce n-ai pus și tu sandbait acolo? Nu știu. Fără small fee. Am înțeles, am zis. Mai ai apă. Ce anume? Mai ai apă. Mai am. E ok. Altceva? Mai sunt întrebări de orice fel? Use me. Nu mai sunt? Asta este. Bine, păi, acestea fiind spuse, vă mulțumesc frumos.